Bună seara! Și bine v-am găsit la Telejurnal! Durere fără margini, familia regală după moartea de acum două zile a reginei Ana într-un spital din Elveția. La Morj a fost organizată o ceremonie religioasă restrânsă la care au participat trei dintre fiicele majestății sale și apropiații casei regale. Familia a permis doar accesul echipei televiziunii publice, iar știrile TVR vă prezintă acum imagini document. Fiicele reginei Ana au venit în această dimineață la capela Bosovră din Morj în jurul orei 10. Aici a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al reginei Ana. Timp de o oră, preotul capelei din Morj a evocat personalitatea reginei. Fiicele reginei Ana au plâns aproape tot timpul. Pour nous recueillir devant et autour de celle que nous avons aimée, Sa Majesté, Anne de Romanie. După ceremonie a urmat un moment de reculegere la care au participat doar membrii familiei regale. Fiicele reginei Ana și-au luat un ultim rămas bun de la mama altețelor lor regale. Regina Ana va rămâne la capela Bosovră din Morj până în 9 august când va fi adusă în România. Regele Mihai nu a participat la ceremonia de astăzi.